În anul 2016, veniturile bugetare ale orașului Cernăuți vor crește cu 12,3%. Despre aceasta a vorbit la întâlnirea privind discutarea proiectului bugetului local șefa Direcției Financiare a Consiliului Local, Livia Bambuleac. Partea cea mai mare din veniturile orașului, ca și înainte, îl constituie impozitul pe venitul persoanelor fizice. Se estimează că acest impozit va aduce în visteria orașului 293 milioane de grivne, ceea ce este cu 18% mai mult decât în anul 2015. 70% din cheltuielile din buget sunt pentru sfera socială. O parte considerabilă din aceste cheltuieli, aproape 50%, vor fi utilizate pentru salarii, luându-se în considerare majorarea salariului minim pe economie și modificările tarifelor. Bugetul pe care îl propunem este echilibrat. Venituri vor fi plus 12%, fiind orientate în sfera socială și de dezvoltare. În opinia mea, bugetul este total echilibrat, dar am observat că acesta aproape deloc nu a fost majorat. Aș vrea să menționez că bugetul respectiv este intermediar. Despre rezultatele recrutării de toamnă și dorința depășită a bucovinenilor în ultimii ani de a face serviciu militar pe bază de contract, au discutat reprezentanții Comisariatului Militar Regional la briefingul săptămânal desfășurat în cadrul instituției. În ceea ce privește recrutarea la serviciu militar pe bază de contract, în prezent planul propus de Cabinetul de Miniștri a fost îndeplinit de către comisariatele militare din regiune. În forțele armate și alte unități au fost trimise 309 persoane. Bucură faptul că a crescut numărul cetățenilor care doresc să facă serviciul militar pe bază de contract. În anul curent au fost 151 de astfel de persoane. Acest rezultat este cel mai bun în ultimii 5 ani. Poate s-a trezit conștiința patriotică a cetățenilor care au încheiat contracte, doar știm că în partea de est a țării continuă războiul nedeclarat. Din acest motiv, mulți oameni și-au exprimat dorința de a participa, respectiv au încheiat contracte și în prezent sunt în serviciu militar în localitățile unde se desfășoară acțiunile antiteroriste. De asemenea, se așteaptă majorarea salariilor pentru cei care sunt în serviciu militar pe bază de contract. Din ianuarie 2016, președintele Ucrainei și ministrul apărării au anunțat că remunerația va fi de la 7.000 de grivne. În opinia mea, este o sumă destul de mare. Cei care doresc să îndeplinească serviciul militar pe bază de contract vor avea oportunitatea de a alege unități militare cu o gamă largă de specialități. Sunt o mulțime de posturi vacante, cum ar fi mitraliori, pușcători, asistenți de grenadieri, șoferi, instructori. Există de asemenea multe posturi vacante pentru ofițeri și plutonieri. Timp de 3 ani în Cernăuți vor schimba rețelele de încălzire, vor fi modernizate 4 cele mai mari centrale și vor fi instalate unități individuale de încălzire. Proiectul de modernizare a infrastructurii încălzire centrale în Cernăuți are un buget total de 16 milioane de euro. La primăria orașului a avut loc prezentarea oficială a tot ceea ce au planificat. Sezonul tipic de încălzire în Cernăuți durează aproape 6 luni. În această perioadă, locuitorii orașului Cernăuți plătesc pentru încălzire. Astăzi, când prețurile au crescut, nu este actual să vorbim despre modernizarea pe contul consumatorilor. Prețul și așa mușcă. Așadar, etapa este de a instala un număr maxim de contoare pe căldură. Sperăm că această modernizare nu va avea un impact negativ asupra tarifului cetățenilor. În primul rând, vom instala contoare pentru a reduce costurile consumatorilor de gaz. În plus, față de instalarea contoarelor, vor fi schimbate rețelele de încălzire și vor fi modernizate centralele. În reconstrucția celor 4 centrale intră schimbarea utilajului, instalarea dispozitivelor, reconstrucția arzătoarelor și securitatea. Costul întregului proiect este de 16 milioane de euro, din care banii orașului sunt 2 milioane. Au fost elaborate măsuri, au fost calculate și cheltuielile estimative. Fondurile au decis să ne dea această finanțare. Întregul proiect va fi implementat timp de 3 ani. Rezultatele acestuia va fi sistemul de încălzire modernizat, economisirea gazului natural, a electricității și a apei datorită consumului controlat al gazului și reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție.
14 decembrie este ziua onorării participanților la procesul de lichidare a accidentului de la centrala atomoelectrică din Cernobâl. Ivan Dovgan a sosit la fața locului după câteva zile de la accident pentru a nu permite răspândirea consecințelor accidentului nuclear. Cum s-a întâmplat aceasta, a relatat chiar dumnealui. Vă знаете, не было, видимо, боязни, потому что... Nu a fost nicio teamă, așa am fost educați, au spus că trebuie să mergem și am mers. Și acum cred că mulți patrioți merg și înțeleg că dacă i-a venit rândul, sunt obligați. Hotărârea lui Ivan Dovgan în parte a fost influențată de circumstanțele familiale și soartă. Am crescut într-un orfelinat, apoi am făcut serviciul militar în Novosibirsk. Am lucrat în mină în regiunea Donetsk. Aici am absolvit 7 clase, clasa 8-a am absolvit-o când am studiat la școala profesională din regiunea Donetsk. Lucrând în mină am absolvit clasa 9-a și a 10-a, iar clasa 11-a am terminat-o în armată. Probabil această carismă pe care am primit-o de la părinți m-a condiționat să merg și să-mi fac misiunea. Dumnealui era șeful secției de urmărire penală în fostul raion Lenin, actualmente Șevcenco, atunci când a parvenit ordinul de a pleca la Cernobâl pentru a oferi acoperire operațională timp de o lună. Am venit și imediat m-au trimis la Kiev. Acolo l-am întâlnit pe adjunctul ministrului și încă 27 de persoane. S-au dovedit a fi subalternii mei și am plecat cu ei la Cernobâl. Cu toții înțelegeam că ne facem datoria. Nimeni din cele 27 de persoane care au fost în subordonarea mea nu a vrut să fugă. Sarcina lor era de a asigura securitatea Cernobâlului și a zonelor limitrofe. Echipa l-a urmat având misiunea ca mașinile, lucrurile, tehnica să nu ajungă în posesia oamenilor din afara zonei de pericol. Rețineam oamenii care vindeau mașini furate în Dnepropetrovsk, deși și ei erau afectați de razele Röntgen, iar cei care cumpărau nu știau de acest lucru. Acolo erau o mulțime de depozite supuse pericolului de jefuire, fiindcă în interior era tehnică ce valora destul de mult. Desigur, îi rețineam pe cei care încălcau ordinea și legea. Multe cazuri erau legate de comercializarea alcoolului, pe care îl vindeau cu cisternele. Era o muncă colosală, dar umorul îl ajuta pe Ivan Dovgan să treacă peste toate. Iar la jubileul de 40 de ani de la naștere pe care l-a celebrat la Cernobâl, băieții din echipa sa i-au dăruit o carte. Știau despre slăbiciunea mea. Subalternii mei mi-au dăruit la aniversarea de 40 de ani această carte despre umorul bulgar. Îl citești și te simți un astfel de om. Trebuie să le acceptăm pe toate prin prisma responsabilității și a umorului. Aceasta ți-e soarta, așa trăiește. La Cernăuți s-a continuat examinarea problemelor organizatorice la cea de-a doua ședință a primei sesiuni a Consiliului Regional de nouă legislatură. În ce măsură au reușit de data aceasta deputații să ajungă la un numitor comun și prin vot secret să fie aleși adjuncții Consiliului Regional ca după aceasta să se treacă la rezolvarea întrebărilor incluse la ordine de zi? Veți afla din subiectul de mai departe. La cea de-a doua ședință a primei sesiuni a Consiliului Regional de nouă legislatură s-au prezentat 60 de membri. Până se trece în mijlocit la alegerea adjuncților președintelui Consiliului Regional de nouă legislatură, în sala de sesiune s-a propus să li se dea cuvântul reprezentanților de comunități. Maidanul recomandă în mod nemijlocit deputaților nou aleși să ia hotărârea de a alege doar un adjunct, deoarece în ziua de astăzi a finanța în plus o persoană cu un post de aceeași funcție este un prea mare lux. După o pauză de 15 minute, Comisia a informat deputații cu modelul de buletin pentru votul secret și le-a explicat cum să le bifeze. Aduc la cunoștința dumneavoastră modelul de buletin care va fi de culoare verde și va avea următoarele puncte. La scurt timp după ce s-au numărat voturile, în sala de sesiune au fost anunțate rezultatele. Pentru candidatura propusă Inga Makovetska au votat 41 de deputați, 16 fiind împotrivă. Eu sunt convinsă că noi suntem într-adevăr o echipă care avem același gând și doresc tuturor activități cu succes în folosul Bucovinii. Încă o dată vă mulțumesc! După aceasta, în sala de sesiune s-a trecut la examinarea chestiunilor ordinii de zi, unde s-a inclus schimbări referitoare la planul de perspectivă al regiunii. Noi am legalizat comunităților primirea încasărilor bănești direct din capitală. Până la anul nou trebuie să primim bugetul în care vor fi incluse subvenții de finanțare a școlilor, instituțiilor medicale.
Necădând la propunerea activiștilor Maidanului, cei aleși au decis totuși să fie ales și al doilea locțiitor al președintelui Consiliului Regional, fiindcă așa permite legea și pentru aceasta au și anunțat pauză de o oră. Melniciuc Vitalie Cuzmici, za, 42. Pentru Vitalie Melniciuc au votat 42 de deputați, împotrivă 16. Conform legii Ucrainei, Vitalie Melniciuc a fost numit apostol de locțiitor al președintelui Consiliului Regional din Cernăuți. Rezolvând problema alegerii locțiitorilor președintelui Consiliului Regional și examinând una din întrebările incluse la ordine de zi, sesiunea a încheiat-o discutând întrebarea despre introducerea schimbărilor în bugetul pe anul 2015. A doua sesiune a Consiliului Orășănesc Cernăuți de legislatura a șaptea nu s-a încheiat. Deputații nu au susținut hotărârea privind permisiunea antreprenorului comunal orășănesc Cernivții Teplocomunii Nergo la întocmirea contractului de credit cu Bancul European de Reconstrucție și Dezvoltare sub granița Consiliului Regional Cernăuți și întocmirea acordului de finanțare. Anumite întrebări au fost amânate pentru următoarele ședințe. Dacă dumneavoastră susțineți întrebările strict organizaționale, în sumă de 70.000 de grivne pentru Malanca Fest, aș dori să începem cu faptul că este valorosul smac cernivțiv cu 100.000 de grivne din start. Alocați acum banii pentru Malanca Fest, dar toate celelalte mai pot aștepta câteva săptămâni. Eu v-aș ruga să nu susțineți propunerea Comisiei Bugetare să rămână bugetul de până acum în sumă de aproximativ 1 milion grivne, să fie susținut festivalul și să fie luată această hotărâre în favoarea orașului nostru. De altfel, organizația festivalurilor poate avea probleme. Programul dezvoltării în notul în Cernăuți, acesta este un complex de măsuri de la început până la sfârșit. Noi cu dumneavoastră vom vorbi nu numai despre construirea bazinului de înnot, dar și despre pregătirea antrenorilor, despre înnotul pentru economie și apoi despre bugetul orașului. Lucrătorii Departamentului de Protecție Economică în regiunea Cernăuți continuă lupta cu afacerile ilegale de jocuri de noroc. De la 30 noiembrie, polițiștii și reprezentanții organizațiunilor publice, non-guvernamentale, monitorizează și cercetează locurile unde au fost instalate camere cu jocuri de noroc în regiune. După 10 zile de lucru dus în comun de către reprezentanții de la poliție și ai asociațiunilor obștești, au fost lichidate 3 cluburi subterane de joc de noroc, din care au fost ridicate 25 unități de sistem de calculator și 2 terminale cu plată. La noi la departament, în continuu activează grupe dinamice care se deplasează pe acele teritorii unde se știe că au funcționat cluburi de joc. De către noi a fost expediat mesajul, noi am ieșit și am documentat activitatea clubului de joc. Acolo erau jucători. Fiecare dintre ei au interogat în parte. Toți au spus că li s-a oferit deservirea afacerilor jocului de noroc. În baza faptelor descoperite s-au deschis procese penale, prevăzut de articolul desfășurarea afacerilor ilegale de joc de noroc din Codexul Penal al Ucrainei. Asemenea activități sunt pedepsite la maxim cu o amendă între 680-850.000 de grivne și confiscarea de echipamente de jocuri de noroc. Vreau să vă rog toți cetățenii, neindiferent din orașul nostru, să se adreseze la noi cu informația despre funcționarea cluburilor și cazinourilor poker, despre casele de pariuri și persoanele care deservesc în jocurile de noroc, la numerele de telefoane pe sectoarele noastre de serviciu sau pe numărul 102. Vă amintim că Ministerul de Finanțe a dezvoltat proiectul de lege despre jocurile de noroc în Ucraina, conform căruia cazinourile vor fi legalizate, dar atât timp cât legea nu a intrat în vigoare, cluburile subterane de joc de noroc vor fi lichidate. Despre modernizarea întreprinderilor din regiuni și implementarea inovațiilor în sfera economică de turism și producere s-a discutat la ședința Centrului Bucovinean de Reconstrucție și Dezvoltare. Pentru a lua parte la discuție și a face schimb de experiență au fost invitați și experți din țările învecinate. Reușește Bucovina să fie în pas cu vecinii și cu Uniunea Europeană în ceea ce privește implementarea inovațională? Inovații sunt multe și nu numai economice, acestea sunt și inovațiile de management și de piață, când este nevoie în alt mod să ne prezentăm produsele.
Anume aceasta a și fost tematica de bază a discuției publice în cadrul proiectului trilateral Ucraina-Moldova-România. Au luat parte la ședință economiști, oameni de știință și reprezentanți ai sferei de afaceri din Bucovina. Cei mai îmbucurători sunt indicii de implementare anume a tehnologiilor inovatoare din regiunea noastră, în raport cu țările vecine din Uniunea Europeană, spun experții. De exemplu, dacă în țările Uniunii Europene 80% din întreprinderi implementează diferite inovații și toate permanent sunt renovate și dezvoltate, la noi această cifră este de 5 sau chiar de 6 ori mai mică. Pentru a fi însușită o experiență externă pozitivă, la discuție au fost invitați experți din România, care confirmă, în Bucovina este asupra la ce lucra, dar diversitatea inovațiilor implementate la noi sunt de-abia la prima etapă. Sunt multe inovații și în sfera tradițională pentru România, mai ales în domeniul agricol, adică ceea ce ține de cultivarea legumelor și fructelor. Astăzi, noi vom discuta și vom prezenta proiectul de colaborare al regiunilor noastre pentru anul viitor. Desigur, rămâne proiectul să fie întărit de lege la nivel local, cu implicarea investițiilor locale. În Cernăuți, oamenii își așteaptă apartamentele deja 8 ani. La construirea complexului de locuințe, pentru tineret, statul a alocat din buget peste 12 milioane grivne. Dar conducerea companiilor de construcție nici până în prezent nu a îndeplinit toate lucrările planificate. Așa arată clădirea din drum. Acesta este aspectul clădirii din spate. Construirea acestui complex de locuințe s-a început încă din anul 2007, dar proprietarii apartamentelor nici până astăzi nu locuiesc în ele. Paznicul Vasile menționează că lucrează aici de la bun început și, referitor la întârzierea în timp, spune: după cum fondul pentru tineret finanțează, așa are loc și construcția. Lucrul decurge cu pauze. Cum apar banii, imediat reîncep lucrările. Dacă fondul pentru tineret nu ar fi oferit bani, atunci lucrările ar fi încetat. În această clădire au apartamente și cei care au întocmit acorduri de împrumut cu patronul. Ei au fost nevoiți să plătească suma de bani respective. În caz contrar, nu vor dobândi mandatul de proprietar al apartamentului. Unul dintre participanții la aceste împrumuturi pentru tineret, Vladimir Bagrin, care este și stăpânul unui apartament din clădire respectivă, și-a planificat să treacă cu traiul în apartament încă de câțiva ani în urmă. Dar și până astăzi este nevoit cu soția și doi copii să arendeze o locuință. Eu m-am achitat în întregime, nimic nu se lucrează, fac în apartamente doar ceea ce pot singur. Fiecare dorește să vină să locuiască, fiecare are problemele sale. Patronul spune că nu sunt bani. Cât a mai fost posibil să vorbesc cu el, s-au oferit bani pentru cabluri și pentru tencuială. Însă, lucrul este pe contul meu. Asta e ceea ce am putut dobândi până acum. La construirea clădirii, antreprenorul a primit 15 milioane de grivne, dintre care 12 milioane sunt ale statului. Ne luând în considerație starea construcției, clădirea deja este dată în exploatare. Budinul prost se fixează. Casa e doar o ficțiune, lucrul în ea nu este terminat, nu sunt contactate gazul și apa, lipsește canalizarea. Cum poate fi dată în exploatare, eu nu înțeleg. La rândul lor, întreprinderile respective au întocmit în acest timp contracte fictive de sporire a costului de construcție, care a fost mărit cu 15,5 milioane. În baza acestui fapt, reprezentanții poliției au deschis un proces penal. Fiecare dintre reprezentanții oficialităților implicat în afacere va primi într-adevăr o anumită calificare.